dar îmi place ecranul care e mare. Cred că în timp real arată bateria și volții. Obligatoriu. Trebuie să fie așa. Aici se manevrează aerul condiționat. Răcire. Ce temperatură vrei să-i dau? Nu mai răcire. De îngheț? Închide-te, rog, ușile. Scrie românește, ai văzut? Da. Autorizează pentru ceilalți exterior. Preferanțele uși. Cu o entitate. Cifră la el, vede tramvai, vede cifra 1, el deja în capul lui vede tramvaiul 1, așa e cu reclama de pe 1. Știi că vagonul 1, tramvaiul cu remorcă, știi că e pe 4D, știi că ce reclamă are și aproape că știi câte curse a făcut în ziua. Da, sunt foarte surprins tramvaiul. E surprins? Da. Deja mă simt jignit. Cum adică e surprins? Te așteptai la tramvaie mai, mai urâte? Nu. Să ajungă în Olanda tramvaie mai urâte? Că... Atunci, surprinderea care este? Sunt foarte moderne. Cabina nu mă așteptam să fie foarte așa de modernă. Credeam că va fi ca cele de la Arad, ca cele clasice de la Arad. Da, acelea nu au display-ul acela mare, n-au... Da, am cerut pentru fiecare sistem al lui, sistemul de aer condiționat, sistemul de... urmărirea călătorilor, de numărarea călătorilor, de informații, să aibă fiecare un display anume. Ai văzut camerele? Da, am văzut camerele. Le știi seta? Adică seta, ce înseamnă? Să programezi, să fie numai o singură cameră, două camere, patru camere, nu, opt camere. Nu. Tramvaiul ăsta are 11, 12 camere. Da, va fi folosite camerele exterioare. În loc de oglindă retrovizoare, are și o oglindă, dar da, mai frumos se vede că dacă cumva tramvaiul oprește într-o curbă, oglinda nu vede după curbă. Da, și atunci camera... Și atunci camera îi dă imagine reală a ușilor. Mm-hmm. Și mai are o cameră în spate care a fost extra pusă de către fabrică. În cabină sunt două camere, în cabina Batman. Una care urmărește traseul în față și una care urmărește operațiunile Batmanului, dacă reacționează corect sau viteza de reacție a lui este răspunsătoare. Am aflat că, nu știu, cred că la 1 august, tramvaiul 302 s-a detectat. Sau nu știu, cred că s-a detectat. Deci, la 1 august, când s-a pus în circulație, am ieșit pentru 500 de kilometri de teste. Și înainte de 1 august, noi circulam deja. Numai că la 1 august a ieșit cu călători. Pentru că înainte de a da în exploatare, la maxim, 100%, ne-a trebuit să facem niște teste în Olanda. 500 de kilometri cu călători și 500 fără călători. Adică fără călători înainte și 500 cu călători. 1000 de kilometri, abia după aceea le-am putut da în exploatare 100%. Și, bineînțeles, apar unele probleme, una altă. A apărut problema cu trapa de la persoane cu dizabilități. Dar nu a fost o problemă mare. Și echipa Siemens a venit doar pentru omologare la tramvaiul 301? Echipa Siemens a venit să adapteze tramvaiul pentru traficul din Oradea, pentru infrastructura din Oradea. Adică viteză, accelerație, oprirea, frânarea. Pentru aia am venit și am făcut un program care a fost introdus în acest tramvai. Un program pe calculator, un software. Da. Și tramvaiile astea sunt limitate la 40 de km la oră? Nu. Limita lor este 70. Dar
sunt? Încă n-am fost emitat, dar vor fi, la 50. Și acest tramvai 305, când va fi pus în circulație sau când va ieși în circulație proprie? Așteptăm să semneze, să se semneze talonul de înregistrare la primărie. A, și... Ce zici? Mulțumesc! Aveți o confirmare? Da.